Limitor, pentru că mai are puțin și naște, dar în realitate ea nu există. Este drama Cameliei, o tânără de doar 18 ani, însărcinată în luna 8-a, care nu apare în evidența nimănui. Iar asta pentru că fata nu are acte. Abandonată la naștere de mama sa, tânăra nu vrea să-i calce pe urme femeii care i-a dat viață. Nu vrea să-și abandoneze pruncul și nici să-și vândă trupul, așa cum crede că face mama ei. Vrea doar să-și crească bebelușul legal și să-și facă și ea, măcar în al 12-lea ceas, actele. Am dus o viață chinuită, munca bătaie, eram bătută, înjurată. O vezi în fața ochilor, îi auzi glasul, îi asculți drama. Dar, în realitate, Camelia nu există. N-am eu acte. Nu are acte, deci, teoretic, nu există. E cea mai mare drama a fetei care se pregătește să nască. Fata care numai ea știe cât a îndurat în cei 18 ani de când s-a născut. Eu o singură dată mi-a făcut analize când am rămas gravidă. N-am putut să merg la medic. Ați auzit bine. Până la această vârstă, Camelia a călcat o singură dată în cabinetul unui medic. Și nu pentru că nu și-ar fi dorit, ci pentru că cea care i-a dat viață nu a binevoit să-i facă nici măcar certificat de naștere. Când m-am născut, mama mea m-a lăsat. A plecat din spital. Și singura care i-a dat vreo șansă a fost bunica ei. M-a spus mama mea pe o semnătură și săraca ea a avut grijă de mine până când a murit. Aveam 7 ani jumate, eu am găsit-o moartă, eu am fost singură când ea a murit. Apoi, tânăra de 18 ani a fost nevoită să învețe să supraviețuiască. Am stat și pe la mătușa mea, sora lui mama, am stat și pe la mama. Am dus o viață chinuită, mânca bătaie, eram bătută, înjurată. Cine te bătea? A fost ursuța lui mama. Și mama mă bătea. Odată m-a târât pe mărăcini. Aruncată ca o minge de ping-pong, când la mama, când la mătușă, Camelia a fost nevoită să îndure, spune ea, pe lângă bătăi sau înjurături și avansurile iubitului mamei sale de la vremea respectivă. Culmea, chiar sub privirea femeii care i-a dat viață. Nimic ieșit din comun, însă pentru mama Mariana, despre care Camelia susține că a fost căsătorită și cu fostul iubit al surorii ei. Avea glume foarte indecente și urâte. Mă ciupea de fund. A încercat vreodată să profite de tine? Nu, n-a încercat. Tot timpul eram mai mulți acasă. Cât despre tatăl natural. M-a făcut și n-a considerat că sunt fița. Ți-ai cunoscut vreodată tatăl? Nu, nu știu. Nu l-am văzut în viața mea. Și n-ai încercat niciodată să întreb pe mama ta cine este tatăl tău? Ba da, ea mi-a spus că este un om pompier, dar mie mătușile mele mi-a spus că tatăl meu ar fi un turc. L-ai căutat vreodată? Nu, nu m-a interesat. Odată ce nu m-a căutat nici el pe mine, nici eu nu vreau să-l caut. Însă suferința prin care a trecut ea nu trebuie să o îndure și copilul din pântecele ei. E tot ce își dorește acum Camelia. Tu acum ești însărcinată. Vei avea probleme să treci copilul în certificatul de naștere tot din cauza faptului că tu nu ai acte, așa-i? Da, așa o să se chinuie și el probabil, pentru că n-am eu acte. Fără o alocație, fără un venit, fără să meargă la un medic. Când se va naște copilul, va fi cum a fost și ea și nu-mi doresc chestia asta. Camelia și iubitul ei, tatăl copilului din pântecele sale, vor ca bebelușul lor să aibă o viață normală, să aibă parte de iubire, de educație, lucruri pe care Camelia nu le-a primit niciodată. Mi-aș fi dorit, bineînțeles, și eu să am un liceu, să pot și eu să dau de permis. Câte clase ai tu? 8. La liceu nu te primește fără acte. Și dacă toți au alungat-o, iubitul ei, Gabriel, vrea să rămână toată viața lângă ea, indiferent de cât de greu îi va fi și cât de mult va mai avea de tras. Este însărcinată acum. Tu dorești să te căsătorești cu ea? 100% mie la mie.
doresc pe lumea asta să fie fericită. Încercăm și noi să ne facem un viitor, lucrăm în agricultură. Vine un prieten, îi fac un scooter, un ATV, una alta, mai am niște bănuți. Vând lemne, cumpăr, vând. Cât despre femeia care i-a dat viață Cameliei. Eu bineînțeles că am milă de ea, pentru că este mama mea. Eu niciodată n-am simțit așa o iubire de la haine, îmi dădea verișoara mea sau fetele din sat. Ea consumă alcool, în loc de cafea să bei vin, a fost căsătorită cu mai mulți oameni. Ea lucrează acum undeva la Jilava, vis-a-vis de o pădure unde este o parcare, acolo vin turci. Acolo se prostituează femeile. Crezi că se prostituează și mama ta? Ea niciodată nu mi-a spus chestia asta, dar eu știu asta. Mi-a zis cineva care era acolo cu ea. Fumează mult, bea mult. A cerut să-i fac actele, n-a vrut. Am oferit bani, nici așa n-a vrut.